Doamne, ajută! Cu câțiva ani în urmă, într-un sat mic, două case care erau alături vecine erau atât de aproape una de alta, încât oamenii care locuiau acolo puteau da mâna prin ferestrele deschise. În spatele fiecărei case era o grădină mare, cu pomi fructifieri, arbuști și parcele de legume, la care gospodarii noștri lucrau cu sârguință. Aceste bunuri mai erau mângâiate și de un mic pârâiaș, care curgea vesel prin mijlocul lor. Într-una din aceste case locuia un bărbat temător de Dumnezeu pe nume Tim, soția lui și trei fii. Fiecare nouă zi, Tim și familia lui o începea cu rugăciune și când își terminau lucrul, mulțumeau lui Dumnezeu pentru tot. Deși era un om puternic, spunea mereu aceeași frază înainte de a începe munca: Doamne ajută! Și Domnul îl ajuta pe Tim și tot ce își punea în plan ducea până la capăt cu bine. Când Tim termina, spunea mereu: Mulțumesc, Doamne! Vecinul său, Carl, era o persoană complet diferită. Nu se temea de Dumnezeu, se iubea doar pe sine. Mai tot timpul își bătea joc de Tim și de credința lui. Doamne ajută! Tim va spune și va începe să toace lemne. Carl doar va râde. Dumnezeu nu te va ajuta dacă tu singur nu dai cu toporul. Doamne ajută! Tim va spune și se va duce să cultive pământul din grădină. Iar Carl va râde ca răspuns. Ha! Dumnezeu nu va săpa pentru tine. Dacă nu vei munci tu, nimic nu va crește. Și dacă Carl îl aude pe Tim spunând: Mulțumesc, Doamne! Atunci bagiocura lui devine și mai răutăcioasă și îi strigă peste gard: Tim, uită-te la casa mea, la livadă și la grădina de legume. Este ordine peste tot, dar Dumnezeu nu m-a ajutat. Tim nu acorda niciodată atenție la bagiocurile vecinului său și nu se supăra. Au decis cei doi vecini să-și construiască noi case. Au adus pietre și cărămizi, materiale necesare și s-au pus pe treabă. Doamne, ajută! A spus Tim înainte de a începe lucrul la fundație. Carl, în acel moment, mulțumit, și-a examinat fundația deja terminată și, auzind exclamația lui Tim, a spus: Încă te rogi? Eu nu mă rog, dar munca mea este mai bună decât a ta, pentru că mă încred doar în mâinile mele și tot ce am, am datorită mie și mâinilor astea. Și-a ridicat vesel pumnii sănătoși deasupra capului. O să am o casă în acest loc până în anul viitor, te asigur. Știi, tânărul meu prieten, de ce fiii oamenilor nu au reușit să termine construirea turnului Babel? Pentru că au vrut să construiască singuri, fără Dumnezeu, astfel încât să se poată lăuda cu munca lor. Dumnezeu i-a privit, nu i-a plăcut și le-a încurcat limbile, astfel încât acești oameni au încetat să se mai înțeleagă. Acesta a fost sfârșitul construcției și planului lor. Ce s-a întâmplat cu munca lui Tim și Carl în continuare? Ești curios să afli? Atunci voi continua povestea mea. După ce Carl s-a lăudat cu mâinile sale iscusite, s-a îmbolnăvit brusc. Nu știu ce a pățit sau ce avea, dar nu mai putea să meargă în grădina sa și să lucreze. Țintuit la pat, grav bolnav, a meditat foarte mult la cuvintele, faptele
viața lui. Și de la o fereastră mică, Carl privea la casa lui Tim înălțându-se din ce în ce mai mult, zi de zi. Cu un sentiment mixt de dor, invidie și neputință, s-a gândit la casa sa neterminată. Așa au trecut un an, al doilea, și Dumnezeu nu i-a dat lui Carl însănătoșire. Odată, Tim a intrat la vecinul său și timid i-a vorbit. Iartă-mă, vecine, mâine vrem să dărâmăm vechea casă. Sunt îngrijorat că va fi mult zgomot și praf. O să deranjeze. Vei putea rezista? Carl zăcea nemișcat și privi pe fereastră. Apoi s-a întors spre Tim și, neașteptat pentru el, a spus cu o voce slăbită. Da, da, Dumnezeu să te ajute. Mulțumesc, vecine. Întotdeauna este nevoie de ajutorul Domnului. Și Tim a plecat, dar Carl a rămas. Era o schimbare în inima lui. Își amintea de cum își bătea joc de Tim, de cuvintele jignitoare în adresa lui Dumnezeu și îi părea rău. Construcția lui zăcea în ploaie, vânt și țărână, neterminată, doar pentru simplul fapt că s-a încrezut în el, în puterea lui, în mâinile lui și nici de cum în Dumnezeu. Tim a plantat flori frumoase pe locul vechii case. Voia ca ele să mângâie privirea vecinului bolnav. Dar acesta curând a plecat. Se vorbește prin sat că atunci când Carl murea, a vrut să-l vadă pe Tim. L-a apucat ferm de mână și repeta în continuu aceeași frază. Iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne! Cred că Domnul l-a iertat și l-a luat la sine, pentru că iubește pe păcătosul pocăit și vrea să-l mântuiască. Construcția lui Carl este acum acoperită de iarbă și nici nu se mai vede. Iar casa veche de alături, înclinată într-o parte, este o lecție pentru oamenii care locuiesc în acest sat. Să se gândească la puterea, slava și autotputernicia lui Dumnezeu.